Căutătorii de povești sunt oamenii care sunt oameni care au înțeles importanța acestora și au decis să le ducă mai departe. Ficțiuni sau istorii adevărate adunate între coperțele unei cărți sau ale unui CD, între două clicuri sau între rafturile unei biblioteci. Campania pe care au inițiat-o a fost recompensată cu un premiu Gold și unul Silver la Gala Romanian PR Awards pentru impactul în societatea civilă. Premiul Gold merge către o campanie foarte creativă care a spus povestea poveștilor din bibliotecile României. Este Fundația IREX și GMPPR, Căutătorii de Povești. Cei patru căutători sunt jurnaliști și scriitori și sunt pregătiți să împartă cu ceilalți ceea ce ei au găsit și au adunat. Doi dintre ei sunt colegii noștri, Lina Păcurariu și Cătălin Ștefănescu. Ceilalți doi sunt Vlad Petreanu și Radu Paraschivescu. Aceasta este prima campanie de promovare a bibliotecilor publice din România. Bâra se întinde mai bine de 2300 de hectare și are 2000 de suflete. Se trăiește din culturile de grâu, porumb sau legume și așa se explică și de ce biblioteca a devenit punctul de întâlnire predilect. Doamna Mimi, stăpâna locului, a început acum 2 ani să-i ajute pe săteni să completeze formularele pentru APIA. Am venit aici, mi-au făcut toate documentele, orice, mi-au arătat pe calculator, la hartă, acolo, totul. E foarte avantajos să faci aici, că sunt foarte multe formulare, într-un fel, în loc să se reducă, să sporesc formularele astea de completat. Am descoperit internetul de aici tot căutând cărți. Nu-mi permit să-mi cumpăr toate cărțile care apar și care aș dori. Vă promiteam invitați care să ne vorbească despre aceste povești, Cătălin Ștefănescu, realizator TVR, și Paul Baran, coordonator campanie. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Am văzut povestea colegei noastre, Irina. Care a fost povestea noastră? E o poveste lungă. Eu am fost în 10 localități ale patriei, la 10 biblioteci, și le datorez prietenilor de la IREX experiența asta, care a fost o experiență minunată. Adică în toate situațiile astea ești tentat să spui cuvinte frumoase, pentru că a fost un proiect frumos. În cazul ăsta e un proiect cu totul deosebit, pentru care cuvintele mari sunt puține. Chiar a fost ceva fabulos. A fost o experiență mare pentru mine, da. Domnule Baran, de ce acest gen de campanie? Fabuloasă, iată, cu rezultate minunate. Chiar da. Din cauza că biblioteca e un spațiu de carte, e un spațiu de întâlniri, merită văzut prin acest prism de scritor, de cineva care înțelege și televizor și cineva care înțelege bloguri, și care poate să iasă în țară și să dea acești povești altor români. Asta era miza. A fost eficientă până la urmă această campanie? Campania abia începe, eu sper. Până acum, până în acest moment. Da. Presupun că aveți și rezultate. Noi știam ce se întâmplă. Asta e, noi cei de la IREX care implementăm programul, știam ce se întâmplă. Noi lucrăm cu GMPPR ca să gândim la cum putem să arătăm românilor și autorităților, de fapt, ce se întâmplă cu aceste spații prin toată țara. Și căutătorii noștri au plecat și partea cea mai frumoasă este că au văzut și ce am spus din start. Uite, este o situație fenomenală. Care eu au avut misiunea de a culege informații despre modul în care sunt percepute acum bibliotecile și cum sunt ele percepute. Aș zice două vorbe, că e important, cred, să înțeleagă lumea care ne vede ce au făcut oamenii ăștia. Pentru că ei au făcut în primul rând. Noi ne-am dus și am căutat câteva povești. Da, și oamenii ăștia au adus, Fundația Bill și Melinda Gates, au adus niște mii bune de computere în România. Scanere, proiectoare, ecrane pentru proiectoare, toate astea au ajuns în niște biblioteci. Imaginați-vă biblioteci de la țară, în locuri extrem de greu de ajuns, unde există computere, internet la ora asta și unde există proiector și un ecran pe care copiii sau lumea care vine la bibliotecă poate să vadă ceva. E, copiii aia care intră în bibliotecă și vorbesc cu părinții sau cu rudele lor la muncă afară pe Skype, au ocazia că atunci când stau la rând la calculator și așteaptă să pună mâna și pe numai carte. Să fie cineva să-i și ajute, ce e un lucru să învețe. Numai să fie și cineva să-i învețe. Îi ajută pentru că am cunoscut bibliotecari absolut extraordinari, oameni despre care n-ai crede că există în România asta, oameni care fac lucrurile alea, joburile alea ale lor,
pe niște salarii pe care mi-e rușine să le pronunț acum. Și sunt oameni care depășesc problema asta cu banii și fac un gest cultural profund și un gest patriotic, la urma urmei, gesturile astea fiind lucruri normale. Ei sunt oameni care fac lucruri normale. Și domnule Baran, apropo de acest lucru, înțeleg că a fost nevoie să și școliți, ca să spun așa, să mergeți cu acei bibliotecari la cursuri. Unii dintre ei, cum au fost? Au fost deschiși? Pentru că spunea Cătălin că sunt unii dintre ei oameni extraordinari. Cu siguranță ați avut deschidere și din partea lor. La început, cred că era mult mai greu. Acum e mai ușor. Trebuia să existe exemplu. Și la început, acum 3 ani, noi am început cu 12 județe. Și noi, de fapt, ce facem? Instruim bibliotecarii la nivelul județean ca ei să formează pe bibliotecarii la nivel local. Ca ei să aibă o infrastructură de încredere între ei. Și așa funcționează. Și la finalul discuției noastre, Cătălin Ștefănescu, înțeleg că toate aceste povești ale voastre vor fi pe e-book-uri și vor ajunge în biblioteci. Și când vor ajunge? Există și e-book, o să existe și o carte, un print, adică o carte tipărită. Cartea o să se publice la editura Humanitas și ea se va lansa la Târgul de Carte Gaudeamus. În noiembrie. Dar, exact, în 23 noiembrie, dar aș insista să spun 2 cuvinte, am voie? Sigur. E foarte important să se trimită un mesaj foarte clar spre primăriile care ar trebui să îngrijească în mod normal bibliotecile astea și să se întâmple ceva care depășește nivelul schimbărilor de forțe politice și de partide, pentru că toate primăriile astea trebuie să înțeleagă faptul că biblioteca e un loc civilizator și asta depășește partidele și alegerile. E important. Cu siguranță cine a trebuit să audă, cred că au auzit. Mulțumim frumos! Mulțumim, domnilor! Mulțumim și noi!